Nimic nu este greu atunci când există dorință și pasiune. Asta și-a spus-o și Cristian Vizir, asistent medical la Institutul Medical de Urgențe din Chișinău, în secția reanimare, acolo unde sunt spitalizate persoanele cu cele mai grave forme de COVID. Pe lângă asta, Cristian este student la medicină anul 4. Este căsătorit și are deja un copil. Și mai mult, atât soția, dar și mama lui împart aceeași profesie. Întreaga lor poveste o aflăm din reportajul următor. Acum câteva clipi să fim satură. În focar, adică este senzația asta de compresiune. Trebuie să-ți placă tot ceea ce faci și să o faci cu suflet. Acesta este locul unde Cristian își începe munca. Dizi dimineața acesta vine, își ia echipamentul de protecție, se îmbracă, își pune ochelarii, combinezonul și masca pentru a ajunge în zona roșie de COVID, unde se află pacienții în stări grave. Acum câteva clipe s-a finisat, satura. Am început-o de ieri dimineață de la orele 8, efectiv până astăzi la orele 8. Din cauza aparițiilor căldurii, deja noi simțim mai intens acest lucru, dar, în schimb, ne facem lucru și datorie. Cristi este asistent medical în secția de reanimare, acolo unde sunt internate persoanele în stare gravă, bolnave de COVID. Orele pe care le petrece aici își lasă amprenta vizibil pe corpul lui. Persistă undeva jumate de oră după ce noi ieșim din focar. După asta eu mă simt destul de bine, în schimb, în focar, adică este senzația asta de compresiune, da? Fiindcă ochelarii s-au strânși, masca stă semi-ermetic și adică, pe lângă faptul că avem și o senzație de durere, avem și o senzație de sfocare. Deși activează într-o zonă cu risc sporit de infecție cu SARS-CoV-2, asta nu scutește pe Cristian de la orele de la universitate, el fiind și student la Universitatea de Farmacie și Medicină. Peste 9 minute ne conectăm la lecții, plecăm jos în camera de odihnă asistenților, plecăm, ne conectăm la lecție, sunt prezent la lecție, după care plec acasă. Acasă îl așteaptă soția și ea studentă la medicină, dar și fiica acestora care îi umplu de energie după o zi de gardă. O să-l caracterizez ca un, în primul rând, ca un prieten bun, ca un tată minunat și ca un soț extraordinar. În ciuda faptului că vine epuizat de puteri, dar ne acordă și nouă atenție, se joacă cu Ilinca, mă ajută în treburile casnice, mergem împreună la cumpărături, adică absolut facem totul în doi. Având așa o gardă mai încărcată, vii acasă, într-adevăr, fizic și psihic foarte extenuat, însă deschid, chiar când deschid ușa casei, văd zâmbetul de buburuză mică, da, și sincer vă spun, chiar îmi dă puteri. În 2 ani își împart viața în toate. Până a ieși în concediu de maternitate, Daniela activa și ea ca asistentă medicală în aceeași secție de spital unde lucrează Cristian. Noi am știut permanent, de exemplu, dacă este la lucru, noi nu suntem soție, noi suntem colegi de lucru. La universitate, la fel, suntem prieteni, colegi, dar acasă, soție. Tinerii își mai doresc copii care, de ce nu, să le urmeze calea în lumea medicinei. Până atunci, pentru micuța lor... Soția a spus că ce ce va dori, ce va alege, dar eu ca tată, da. Da, vreau ca fiica mea să fie medic. Fiind la facultate, încă și cu un contract de studii destul de costisitor, Daniela și Cristian învață din greu pentru a se menține la buget, iar din salariu să-și întrețină familia. Capitolul financiar eu ca bărbat și sunt de părere că în familie bărbatul trebuie să mânuiască partea financiară, da, mare parte, și deja cu serviciu, dar sunt de părere că dacă vrei în viață să obții ceva cu adevărat, da, trebuie să lupți, să muncești. Munca l-a slăvit pe om, iar asta îi face mai puternic și pe membrii familiei Vizir, care nu lasă mâinile în jos și luptă pentru visurile lor.
Tot în această săptămână, mai exact în ziua de miercuri, a fost sărbătorită profesia aceasta nobilă și plină de bunăvoință, pentru că doar atunci când vrei bine la aproapelui, poți să devii asistent medical. Tocmai de asta am decis că această familie frumoasă trebuie să vină și în platoul nostru, să vă inspire și pe voi, cei care poate încă nu știți ce domeniu sau în ce domeniu să vă manifestați, le spunem bine au venit și felicitări lui Cristian, Daniele și micuței Ilinca, că îmi pare că tot pe drumul ăsta o va apuca. Salutare, bine ați venit, mamă, dar eu trebuia să vă dau cadou, da. Nu voi mie. Mulțumesc! Mi se pare că pe lângă faptul că ești asistent medical, o mamă bună, mai faci și, exact. Și deserturi. Da. Frumos! Mulțumesc foarte mult! Luați loc pe canapea! Fată, dar tu ești norocoasă dacă mama face dulciuri, da? Nu știu dacă mami îți dă voie încă ție să mănânci dulciuri. Da, bine ați venit la noi și felicitări cu două ocazii în această săptămână. Mulțumesc. Este mâine ziua familiei și voi formați o familie frumoasă, iar miercuri s-a marcat ziua asistenților medicali. Și voi ambii sunteți asistenți medicali. Da. Și nu doar ambii. Cristiane, spune întreg arborele tău genealogic din medicină. O parte din mătuș, adică majoritatea au studii medicale finisate, dar adică asistente medicale. În familie eu sunt primul membru care am ales ca să plec mai departe la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Pestimițianu ca să continui studiile pentru a fi doctor. Mama mea e la fel este asistentă medicală, soția și deja e. Voi doi unde ați făcut cunoștință? La Colegiul de Medicină din Orhei. Așa, de fapt, sunteți împreună de câți ani? 7 ani. Da, 7 ani. De 7 ani și de un an sau? 2. Da, de 2 ani faceți ani. O familie. Exact, da. Și Ilincuța cât are? 10 luni. 10 luni. Da. Multe luni înainte. Mulțumim. Să faci medicină, să și muncești, să aveți grijă și de un copil mic, eu zic că este un efort foarte mare. Bravo vouă pentru acest lucru. Mulțumim. Cristiane, ai primit anul trecut trofeul pentru cel mai bun asistent medical. E un trofeu, practic cel mai răvnit trofeu dintre oamenii care muncesc în acest domeniu. Exact. A fost un concurs ce s-a desfășurat pe baza voturilor. Adică eu am fost votat în mare parte de foștii mei pacienți, da? Oameni care au avut și au încredere în mine. Și am fost surprins când am aflat despre asta, din cauza că s-a discutat în cadrul ședinței la Ministerul Sănătății, după care eu am fost anunțat, dar asta mă motivează să merg mai departe și să muncesc pentru pacient, pentru că prioritate pentru noi este pacientul. Știu că ai făcut chiar și voluntariat în perioada când abia începeai să faci studiile la Colegiul de Medicină din Orhei. Exact. 3 ani am făcut în cadrul Spitalului Raional Orhei, din cauza că noi suntem de Baștină din Orhei. Și nopțile fiind, plecam cu Daniela împreună. Da. Acolo înseamnă că acolo s-a înfiripat dragostea, da? Pe coridoarele spitalelor, da? Da. Și noaptea plecam la intervenții, la diferite manipulații și așa socotim noi că a apărut mai intens pofta de medicină. Daniela, la tine în familie sunt medici, ai asistenți, ești prima, cea care sparge gheața. Cum e să fii într-o familie cu un om tot din acest domeniu? Pentru că îmi dau seama, turile voastre nu coincid sau atunci când vei ieși la muncă, unul va fi acasă, unul va fi la muncă. E o profesie destul de grea, înseamnă nopți, nestate acasă, sărbători care nu sărbători. Ați ales conștient asta? Da, este adică foarte greu, dar este frumos. Adică ambii din același domeniu, ambii avem aceleași scopuri, vise, adică câteodată stăm, mai vorbim, discutăm, adică pe aceleași subiecte, adică ne ajutăm reciproc, adică e greu, dar e frumos. De fapt,
Marele greu în medicină este dus de asistenții medicali. Pentru că medicii, da, ei văd pe ansamblu, vin, dau verdictul, însă voi sunteți cei care interacționați real cu pacientul zi de zi, voi sunteți cei care, pe lângă faptul că puneți injecții, măsurați și aveți de măsurat, încercați să-i oferiți și medicamentele spirituale. Cât de mult contează asta într-un tratament? Pot să spun că asta, practic, e cheia succesului. Pentru că vorbim de pacienții de COVID la momentul actual, ei fiind la noi în secție pacienți destul de gravi, da, sunt de părere că cel mai bun medicament este o vorbă. Din cauza că pacientul vine stresat, pacientul e conștient că atâta lume decedează de această patologie și mereu noi încercăm chiar din primele cuvinte, chiar sunt ieșit din tură și noaptea am avut o internare, la fel, adică un pacient destul de stresat. Verbal noi liniștim și vedem că este un efect foarte pozitiv asupra stării de generale. Bine. Da, stării. Iată, bine. În aceste momente te vedem în poză, dar care ești tu? A fost o poză cu trei... Încă doi colegi, probabil, de ai tăi. Cum este să muncești asistent medical în prima linie, de fapt? Vreau să spun că mai greu a fost la început. Daniela fiind însărcinată în luna 8-a... Tu nu mergeai acasă? Nu, eu am spus, Daniela, pleci la părinți, la socri, acasă, din cauza că... Și a fost așa un moment, știți cum, decisiv, pentru că noi am spus, noi nu putem, adică eu să las medicina și să vin cu tine acasă, fiindcă asta e profesia noastră. Eu fiind izolat la Chișinău, Daniela fiind acasă la părinți și așa cu Ilinca în burtică și așa am petrecut. Cel mai greu a fost primele zile în Focar, fiindcă vă dați seama, noi ne uitam la țările cu un sistem de sănătate foarte dezvoltat, Franța, Italia, și vedeam că iau atâtea decese, pe noi faptul ăsta ne speria. Plus la asta patologie nouă. Însă ne-am luat inima în dinți, da, și am știut că avem un scop, scopul de a trăta și să avem o atârnare cât mai bună față de pacient și vreau să vă spun că în mare parte cu rezultate bune. E adevărat, nașterea, cum a venit până la urmă? Sau iarăși, sigur, de fapt, e de voi cu profesia asta, voi știți tot ce trebuie să faceți la naștere. Cum a fost? Da, a fost greu, adică eram stresați, ambii eram într-o situație așa, adică nu știm, ne gândeam unde să alegem, la Chișinău, la Orhei, până la urmă am ales că voi naște la Orhei. Soțul și-a luat concediu două săptămâni, mi se pare că, și doar atunci, adică a fost cu noi. Eu, pe urmă, noi deja iarăși am plecat la țară și a rămas singur. Și tata iarăși s-a întors la... A rămas singur la Chișinău. Mi se pare că o să aveți o cântăreață în familie. Se rupe veriga asistenților medicali. Tu ești fata lui tata-i. Iubita, știi deja câți dințișori ai acolo în guriță. Te mai duce mami și tata pe tine la medici sau ei singuri. Te examinează singur, te cântăresc singur, văd dinamica ta. Noi acasă, din cauza că Ilinca la 3 luni a fost împreună cu noi, dar ea, având vârsta de 3 luni, a fost testată pozitiv la COVID și fiind, vă dați seama, 3 luni, un copil fraged, care sistemul imun deja se dezvoltă. Și noi acasă, da, a fost o coordonare așa minimă cu medicul de familie, dar mare parte noi acasă cu Daniela împreună, nespitalizați, am tratat și pe, atât pe da. Noi cât și pe Ilincuța. Amândoi ați avut exact, COVID. Exact, trei am avut, da. Fost ai fost primul tu, probabil, infectat la muncă. Da. Chiar țin minte momentul, adică chiar când la un pacient masca ia se ridică pe față și pacientul a tușit, da, și chiar mă gândeam că posibil că mă voi infecta. Și după 4 zile, adică am fost testat pozitiv. Bine că ați trecut relativ ușor și după cât timp ai revenit pe tranșee, pe front? După 3 săptămâni. După 3 săptămâni. Da, exact, da. Primele zile după COVID așa au fost cu extenuare, da, au fost niște zile așa mai... Da, am știut că trebuie să muncim și... Daniela, cred că abia aștepți revenirea și a ta. Da. Da, sincer, pentru că îmi dau seama că oamenii care au un mod așa de viață activ, obișnuiți pe coridoare, fără zile, fără nopți, își doresc să revină. Încă un an. Da. Da? Și după asta, unde te vom găsi pe tine? Prin ce spitale? Pe ce coridoare? Probabil deja la rezidențiat, cred că...
vedem când o să ies din concediu de maternitate. Deja o să fim anul 6 și cred că atunci deja o să alegem... specialitate. Da, specialitățile. O specialitate. Da. Eu mă bucur foarte mult pentru voi. Mă bucur și pentru mama ta, cea care trebuia și astăzi să fie aici, dar e în focar și este în tură. Mă bucur că sunt așa familii tinere cu dedicație față de muncă, față de oameni. Să vă fie sănătoasă familia, mulțumim, să vă bucurați unii de alții și baftă în continuare. L-a învățat, l-a crescut copii. Și sunt sigură că sunteți, iată, în aceste momente un exemplu pentru cei care vă vizionează, că și în Moldova poți să faci studii, poți să-ți găsești de muncă, să-ți creezi familii dacă vrei și dacă ai dorință.